Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în voliera mea! Astăzi o să facem un video din voliera jucătorilor de Uzbekistan, a Rostovilor și a Siberienilor. După câte putem observa, avem ceva puișori care au ieșit deja, care s-au coborât din cuib. Avem această femelă de jucător de Uzbekistan. Încă nu i-am înțărcat, nu i-am mutat în voliera lor. Aici avem și masculul. Ia uitați aici. Prima pereche de pui de jucători de Uzbekistan din 2017, care au coborât din cuib. O pereche foarte frumoasă. O să urmărim să vă prezint peste 2-3 săptămâni, să vedem cum va arăta. Și după ce îi vom înțărca și îi vom muta în voliera puilor, aici unde vă filmez acum. Ce pot să vă mai prezint de aici din voliera Rostovilor? Mai avem un pui de, o să luăm acum, un Rostov argintiu, care s-a coborât și el din cuib. Ia uitați-l. Avem o femelă, eu zic că femelă este o femelă de Rostov argintiu și cei doi puișori de jucători de Uzbekistan. Aici sus aș putea să vă mai prezint, să vă pun lângă ei. Tocmai a zburat. Vreau să vă prezint și această pereche de Rostov pe negru. Puișor de Rostov pe negru. O să-i punem și pe aceștia doi aici. Așa. Avem și această pereche de Rostov pe negru. Nu arată atât de bine acum. O să-i vedem în 3 săptămâni, o lună de zile. Părinții au abandonat mai devreme decât trebuia. Au luat și nu s-au mai îngrijit la fel de bine de ei. Dar o să urmărim acești puișori într-un video pe care o să-l facem peste 3 săptămâni de zile, să vedeți cât de mult se pot schimba acești pui. După câte putem observa, penele de la picioare, încălțătura este în creștere, la fel și la jucătorul de Rostov, la fel și la femeluța de jucător de Uzbekistan. Aici avem și femela de... Ia uitați-o! Femela de 2017 de Rostov argintiu. Foarte frumoasă și aceasta. Foarte frumoasă. O să pun pe pauză. Am intrat în volieră. În volieră la fel. Avem. Aici avem o pereche de pui de siberieni. Ia uitați-o. Cât de bine arată. Ce încălțătură poate să aibă. Ia uitați. Și deja mama lor procește din nou ca să poate scoate o altă pereche de, să putem obține altă pereche de
siberieni. Aici avem o pereche de jucători de Uzbekistan, o pereche de bălțați. Foarte frumos o să iese și această pereche. Să luăm să vă prezint și încălțătura, care o să fie foarte faină. Dar o să-i lăsăm și o să vă prezint într-un alt video puișorii. Aici avem iarăși un puișor de jucător de Uzbekistan. În jos avem o pereche de puișori de Rostovi albi. Ia uitați ce fain arată. Părinții lor la fel. Deja sunt pe altă pereche de ouă. Puișorii încă n-au părăsit boxa. Dar o să facem un video mult mai bun când o să mutăm acești puișori în boxa lor, în boxa tineretului, în voliera tineretului. Mai exact. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune.